Bună ziua, în acest videoclip vreau să mai răspund la o întrebare foarte bună. Dacă nu pot inspira din inhalator, ce soluții mai există? Întrebarea a fost pusă la un videoclip despre Symbicort, care este acest inhalator. Acum, nu este neapărat nevoie să luați doar acest inhalator. Dacă aveți o problemă de respirație, dacă aveți o boală cronică respiratorie, mai bine spus, de tipul astm bronșic sau BPOC și doctorul v-a recomandat un inhalator, nu vă gândiți că acel inhalator este gata, ori luați, ori nu luați, vă tratați sau nu vă tratați. Nu-i musai chiar așa. Adică, să spunem că doctorul vă prescrie Symbicort, care are o tehnică de folosire pe care, dacă vreți să o vedeți, o găsiți în multe din videoclipurile de pe acest canal. Am multe videoclipuri despre inhalatoare care vă pot fi de folos ca să înțelegeți mai bine tehnica inhalatorie. Este foarte important să înțelegeți că tehnica este totul. Tehnica este cheie când vine vorba de inhalatoare. Dacă nu le luați corect, cel mai bun inhalator nu există. Dacă nu le luați corect, nu sunt eficiente. E normal. E un dispozitiv, trebuie folosit corect, ca și, nu știu, televizorul. Dacă nu îl folosim corect, nu vedem imaginea bună. La fel și cu inhalatoare. Trebuie folosite corect ca să aveți beneficiul maxim. Acum, știu că unele persoane au dificultăți, de exemplu, cu unul sau altul. Există, după cum vedeți, foarte multe inhalatoare. Am aici doar câteva dintre câte pot fi. Există extrem de multe variante. Acesta este un lucru bun și încurajator. Pentru că, să spunem, dacă vi se prescrie Symbicort sau Seretide sau, știu eu, un Foster Next Haler sau altceva, mergeți la medic și arătați-i cum îl folosiți. În primul rând, încercați să rugați medicul să vă arate cum se folosește. Dacă medicul vă spune da, îl folosiți corect, continuați cu acea tehnică. Dacă nu vă descurcați, mergeți la medic din nou și arătați-i cum îl folosiți dumneavoastră acasă. Poate medicul n-a avut timp să vă arate, poate v-ați uitat doar în prospect, v-ați uitat doar la un video de pe internet și îl folosiți după cum credeți. Dar vi se pare dificil, nu vă descurcați, poate aveți niște probleme cu degetele, poate nu reușiți să manevrați aceste dispozitive care uneori necesită mai mulți pași pentru administrare. În aceste condiții, mergeți cu inhalatorul la doctor, nu-i nicio problemă, nu este nociv, să dați un puf din inhalator la cabinetul medicului să-i arătați cum îl luați. La fiecare consultație vă recomand. Pentru că medicul vă poate corecta. Vă spune, domnule, nu-l iei bine. Sau, domnule, uite, fă așa ca să fie un pic mai bine și să ai o tehnică mai bună, un beneficiu mai mare. Și în felul acesta puteți să rezolvați majoritatea problemelor. Dacă tot nu vă descurcați și nu vă descurcați, nu merge, discutați cu medicul dacă nu puteți să aveți un inhalator alternativ. Pentru că pe lângă, să spunem, Symbicort, puteți să luați altceva. Să spunem, vi se înlocuiește Symbicortul cu Foster, cu un dispozitiv din ăsta care este cu puf, de exemplu, sau invers. Sau vi se dă Seretide, sau, nu știu, altceva. Sigur există din această varietate de dispozitive unul cu care să vă descurcați. Și ele sunt medicamente extrem de eficiente. Pot să vă ajute foarte mult cu simptomele bolii, pot să țină boala sub control. Merită să le luați. Nu avem, din păcate, pastile pentru majoritatea bolilor respiratorii. În special cele precum astmul sau BPOC-ul, se tratează cu inhalatoare, deci trebuie să vă obișnuiți să le folosiți. Mai există de asemenea posibilitatea uneori, dacă, să spunem, nu vă descurcați cu sincronizatul, cu aceste inhalatoare, de exemplu, care dau puf, să folosiți un dispozitiv spacer, care pot să fie și acestea de mai multe feluri. Acesta, de exemplu, este un spacer volumatic, dar există și altele. Mai există de asemenea și mai rar posibilitatea să vi se prescrie un aparat de nebulizare. Acesta este în special pentru copii, pentru persoanele mai în vârstă, care chiar nu se descurcă absolut deloc, nici cu spacer, nici cu inhalatorul propriu-zis, și acel aparat de nebulizare poate să fie util dacă îl luați în mod regulat. Totuși, aparatul de nebulizare nu permite administrarea medicamentelor care sunt în aceste inhalatoare. În unele dintre ele există medicamente care au o durată lungă de acțiune. Acestea, de regulă, nu există pentru nebulizare, nu există în formă pentru nebulizare, pentru aerosoli. Toate aceste opțiuni există pentru dumneavoastră, dar trebuie să discutați cu medicul. Vă rog niciodată să nu spuneți, tratamentul e prost, medicul e prost, nu mai fac nimic, nu mă mai tratez. Și boala merge în continuare. E soluția cea mai proastă. Vă recomand să mergeți la o consultație de control, din nou. Discutați care e problema concret și încercați să găsiți o soluție cu medicul dumneavoastră. Dacă vă plac aceste videoclipuri, nu uitați să vă abonați la canal,
sau dați click pe numele meu mai jos ca să vedeți și celelalte videoclipuri de pe canal, pentru că sigur veți găsi și alte informații utile pentru dumneavoastră.